Japomania, ce bine și bine ați revenit la un nou episod aici în Japomania. Așa cum v-am spus în episodul trecut, am început mai mult la filme japoneze luate după manga și nu orice manga, shoujo manga. Am vrut să fac aceste episoade pentru că mi-au plăcut foarte mult aceste două filme. Despre primul film am vorbit în episodul trecut, o să pun linkul jos în descriere pentru cei care nu au văzut acel episod. Filmul despre care vreau să vorbesc astăzi se numește Heroin Shikaku, un fel de eroină eșuată. Este foarte haios acest film, în primul rând vreau să încep cu chestia asta, m-a făcut să râd. Nu vreau să cred că au făcut un astfel de film cu o calitate foarte bună, personajele foarte bune și le-a ieșit bine. A fost puțin penibil pe alături. Vreau să îl felicit pe actorul Kentaro Sakaguchi pentru că mi-a plăcut foarte mult. A fost un actor, un băiat de rol secundar. Am avut și eu în sfârșit simptomul acela în care țineam mai mult cu personajul secundar și îl iubeam pe personajul secundar și îi uram lui să câștige. Laudele mele speciale, premiul pentru cel mai bun actor de comedie, se duce fetei Mirei Kiritani, dacă citesc bine. Deci numele pentru mine este inexistent în general. Nu sunt bună să rețin nume. Rețin foarte bine fețele, dar nu pot să rețin numele, îmi pare rău. A jucat foarte caragios de bine. Să vorbim un pic despre poveste. Avem o fată foarte haioasă, copilăroasă, un pic egoistă, are o personalitate colorată, care este absolut îndrăgostită de prietenul ei din copilărie, Rita. O să vezi că personajul nostru feminin sparge cei patru pereți și ni se adresează și nouă publicului. Mi-a plăcut foarte mult chestia asta și vei vedea că sunt foarte multe jocuri de efecte care te vor amuza. Iar, cum spuneam și repet într-una, actrița a jucat foarte bune rolul unui personaj manga anime. Toate strâmbăturile alea le vei găsi și pe fața ei, însă nu sunt strâmbături ieftine. Chiar mi-au plăcut mie strâmbăturile ei. Rita nu pare să aibă vreun sentiment de iubire față de această fată, ci doar de afecțiune frățească, ca să spun așa, deși pe de-a lungul filmului aflăm de fapt că avea niște sentimente ascunse despre care nici el nu știa, nu realiza, decât când a fost pus în postura de om gelos, probabil. Printr-o coincidență ghinionistă pentru Hattori, băiatul Rita salvează de la bullying, de la tachinare, o fată destul de ștearsă, tot cilară, cu ochelari, care, cum spuneam, era maltratată de niște mafioți ai unui liceu. Iar Rita o salvează de acești mafioți. Lucrurile se sfârșesc prin a se combina acești doi oameni. Rita acceptă să fie împreună cu această fată, din nou, copilărisme, știu, dar e haios filmul, ok? Lui Hattori nu-i vine să creadă. Nu. Află că Rita este destul de serios cu această fată. Bineînțeles că îi se rupe inima lui Hattori și devine foarte deprimată, iar între timp apare acest băiat, al doilea băiat, al doilea personaj secundar masculin, care este un fustangiu. Este foarte deschis să o ajute pe Hattori în a-l recuceri pe Rita și a-l face gelos. Este foarte șmecheraș și simpatic. Nu are cum să nu-ți placă de el. Din nou, de ce te-ai uitat la un asemenea film? Nu știu, dar mi-a plăcut foarte mult. Pentru că actorii au jucat foarte bine. Nu recomand să citiți manga. Este desenat ca lumea, mișto. Dar nu poți să suporți personajele, nu o să o suporți pe Hattori, nu o să o suporți pe Rita. Și o să te enervezi cât de fraieră este Hattori că a făcut unele decizii. Se termină filmul cu un gust amar. Însă vrei să mai vezi din nou. Eu înțeles că și la acest film am plâns pentru că sunt o ratată sensibilă. Personajul principal masculin mi se pare că joacă foarte bine rolul din manga, însă nu suport astfel de roluri de băieți total goi pe înăuntru și fraieri prostuți. Dar mi-a plăcut foarte mult restul actorilor și restul personajelor, de fapt. Este foarte bine făcut filmul, te distrează, merită să-l vezi, îl recomand, însă pregătește pentru că o să te oftice la final și o să zici ce prostie.
Dar ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc pentru vizualizare. Nu uitați să vă abonați și să aveți o zi minunată. Vă pup, vă iubesc. Gianni, Matane, bye bye!